cerem justiție și vrem să arătăm că suntem solidari cu magistrații. După ultimele declarații ale lor, este din ce în ce mai rău. Toată lumea vrea să plece afară din țară, nimeni nu mai are încredere. Și de asta am fost duminică la protest, de asta suntem astăzi aici. Suntem în stradă, suntem solidari cu ei și facem tot posibilul pentru a apăra justiția. Atragem atenția că acesta este primul moment dintr-o serie de multe alte proteste. Astăzi am dat 10 minute din viața noastră pentru a bloca România, dar mâine sau poimine sau în zilele următoare vom oferi și mai multe, pentru că așa cum ei blochează justiția, noi vom bloca România, pentru că fără o justiție independentă, fără magistrați care să poată să ia decizii independent de politici și fără oameni numiți politic în justiție, nu avem nimic. Viața noastră se oprește complet.